Bine m-am găsit, oameni buni, într-un nou episod din Sims, sezonul 2, episodul 2. Ia să vedem în acest minunat episod ce se mai întâmplă în viața dragului Giacomo de la cabana, Cric Cabana, Giacomo Romeo. Combinatozaurul care este aici unde rămăsesem ultima dată cu Gina, faraoana pe canapia. Ia să vedem, să discutăm cu ea, să vedem ce se întâmplă. Nu uitați să dați like și la acest episod ca să ne adunăm cât mai multe, ca să continuăm seria asta care e foarte mișto de Sims. Dacă vă place, bineînțeles, nu uitați, dacă vreți să cumpărați tricouri foarte șmechere ca să mă susțineți, aveți link în descriere, în shop, cu toate nebuniile, toate modele aveți acolo. Bun, să trecem la treabă, hai să vedem ce muzică îți place nebună. Ai auzit-o pe aia nouă de la Salam? Trebuie să crească prietenia între ei. Vreau să știu că aici sus de tot. Uite, Giacomo has learned the following. Deci îi place muzica romantică. Ce mai place la nebuna asta? Bun. Rile up. Nu. Hai să-i dau sfaturi despre relații. Eu fiind dezbrăcat la ea pe canapea, total străin, am intrat la ea în casă fără absolut niciun sens, dar vorbim despre relații. Gina, faraoana nebună. Bun, dar hai să vedem din față, guys. Totuși, cum stau ei așa să se combine unii pe celălalt? Cât de blată ești în șolduri nebună. Dar pe bune, cine își pune canapeaua acolo în ușă și frigiderul pe... E super ciudată casa ei. Dar în fine, a fost de buget. Bun. Hai să... Get to know. Mamă, dar ce burtă are a meu cu... Ăștia, trainingul ăsta, 3 sfert de la Adidas, absolut, bun. Giacomo Romeo, uite, i-a crescut ăsta de nu știu ce. Bun, hai să ne uităm, watch channel. Watch, hai să ne uităm la o comedie romantică cu Gina Faraoana. Hai să aprindem televizorul, mini televizorul ăsta. Mi-a dat seama că dacă se găurește ceva la chiuvetă și curge apă și nu știu ce, electrocutează ăsta și o să fie oribil. Bun. Are telecomandă? Ce frumos. Uite, se uită la un film împreună. Tu, taci odată și uită-te la film. Bă, dar chiar sunt scene acolo din film, de cât de tare. Bun, give fake bad news. Devin flirty amândoi. Giacomo is evil. El, ok, dubios. Hai să-i zicem că nu știu, s-a întâmplat ceva cu, nu știu, Miliescu, fake bad news, adică, nu? Sau știți cum erau link-urile alea? Nu, asta nu-i bine pentru ei. Asta nu-i bine pentru ei că le strică prietenia. Tell joke about, hai să zicem glume cu extraterestri. Deci era odată un extraterestru verde și unul maro. Și ăla verde s-a dus pe Marte și a zis că la mară e gras sau... Asta mi-a venit acum, asta a fost pe moment. Bun, ce iar i-a zis că are boxeri în mur... În fine. Hai să sit and chat here. Hai să ne mutăm în pat. Gina, nebuno. Hai să... Uite, acolo e patul, hai să ne tragem mai la... acolo, la pat. Să discutăm un alta, ca nu? Hai să... Ce are dacă vorbim acolo? Gina, fată. Femeie. Nebunatico. Hai să... Get up. Mișcă șoldurile alea. Hai că mai dai jos din tiramisurile. Ask about love life. Hai măcar să vorbim despre Love Life dacă în pat nu vrea să... I-am zice despre raci, băi, îngrămădit-o. Zim dacă ai combinații, ai un pește, ai nu știu, o ceva, vrei, ai ceva, ai că sezonul următor am plănuit, că mergem în Germania, nebunie, o trimitem pe... Deschidem nightclub în Berlin, în Frankfurt, în astea. Bun.
Dar problema e că eu nu înțeleg de ce nu vin ei aici să vorbească. De ce se lasă atât de greu nebunatica asta? Chiar nu înțeleg. Ok, crește chestia asta, au un pleasant conversation. Nu sunt sentimente între ei, dar crește. Uite, vorbesc despre mâncare. Îi place cârnațul cu brânză mucegăită la nebuna asta. Păi da, putem să mergem și în Franța la muncă să... A? Hai să vorbim despre personal life goals. Deci eu îmi doresc să fiu șeful pe mafie la asta, la marginea Parisului, acolo să am nebunie, să tot ce asta. Și după aia le vindem în România. Luăm de aici, pac, și le dăm mai ieftin acolo, la preț de producător. Unde pleacă asta? Gina! Eu de ce plec? Ce, a meu pleacă? Unde pleacă? Despre ce vorbesc ăștia? Bă, dar nu vor nici cum mă împață. Opa, în sfârșit, după jumătate de oră, se duc să vorbească în pat. Opa, hopa, până în zori. Când te văd, mă trec fiori. Gina nebună, mai zi-mi despre viața ta amoroasă. Ia zi. So queres fel amores. Oh, ce drăguț, tot crește ăsta. A new type of fish. Oh, ce tare, vorbim despre pești. Cea mai romantică discuție like ever. Ea zice tot despre sandwich-uri, că e grasă cât o vacă. Bine, de fapt ea chiar nu e grasă, e lată un pic în șurub, că așa am vrut să o faci culorile astea pe ea, că am vrut să-i fac pe amândoi, să-i fac slim fit, așa. Și pe el o să pun tot felul de tricouri de alea roz, mulate, tate, deci nebunie. Bun. Bă, n-ar fi frumos să mergem noi în parc? Hai să o invităm în parc. More choices. Romance. Hai să-i pup mâinile ei alea murdare pline de pământ sub unghii și de bacterii, de COVID e acolo pe alea. Hai să-i... Merge să-i pupe mâinile? Guys, merge să-i pupe mâinile, fii atent. Oh, ce frumos. Bine, în realitate nu prea. Giacomo nu-i genul ăla care să... Giacomo îmi dă două palme pe... Și trăiești, fă, știi, fă-mi copii. Ăsta e Giacomo. Dar îi zicem un dirty joke nebunul la Giacomo. Vorbesc despre... Băi, dirty joke, nu despre muște. Slavador, ce... Vai, ce... Vai, cât de... Mie mi se face un pic rău cum ele... Sunt un pic cringe, trebuie să recunoașteți. Sunt un pic cringe. Ia, asta iară vorbește despre... sexy pose. No, sunt curios, Giacomo, ce sexy pose poate să facă el cu corpul ăla lui de Adonis. Eșuat. Ok, asta e tot mai îndrăgostită. Merge la frigider să mănânc. Normal, bagă în tine animalul. Dar ce bagă? Ah, bagă broccoli, că e, mă înțelegi? Deci e la... Ăsta merge să... What the... Bă, să-mi bag picioarele. Bă, dar e teoretic... Asta e un fel de... Nu e chiar o primă întâlnire oficială. Dacă te duci... Mă scuzați. Când te duci pentru... Măcar se spală la... Bine, mă, normal nu s-ar spăla. Dar în fine, nu s-ar spăla pe mâini, pentru că Giacomo este... Giacomo nu-i genul ăla lui, Giacomo nu-i pasă de chestiile astea. Dar, sau cum mai zic unii, aștea. Aștea. De ce ai zice aștea? Adică, ce ai cu limba română? În fine, ideea e, bă, când mergi pentru prima dată la ea acasă, nu mergi, iertați-mi limbajul, să te... Cuvântul cu C, că nu sună bine. Da, adică nu, adică faci acolo, în fine, hai, ea i-a gătit ceva, sper că i-a făcut niște ceafă. Ai gătit niște ceafă, ce e, salată? Salată? Dar ăștia doi pe cine vor să mintă? Uită-te la ei, la amândoi, pe cine vor să mintă? Ăștia nu-s de salat, merge ea să se... Dă-te, fă-ți nevoile, ia, dă-ți jos fustălocul. Da, ce-ți place să mai folosești WC-ul? Are surprize acolo. Deci ăsta a mâncat toată salata, se simte cam rău. De cât te uiți la fața lui, nu-i foarte fericit. Pe bune.
Hai să mergem la un pic de jogging, să dăm jos kilogramele. De la salată. Evident. Bun. Hai, tati, desculți. Evident că e desculți. Toate albinele și toți cărăbușii din eu, mă, s-au schimbat. De eu nu l-am schimbat. De ce s-au schimbat la loc în outfitul lui de gigolo? Numai așa știe, în ciocatele lui știe să facă jogging? Dar eu sunt curios unde merge. Și oare ce face Gina în tot timpul ăsta? Și-o mai făcut de mâncare, că-i... Așa, fă-te cât o vacă. Bun, unde merge a meu, mă? Giacomo. Giacomo, tati. Unde me... E nervos. Dar de ce e nervos? Sunt atât de... Hai să o batem pe asta. Rude introduction. Hai să ne luăm de stranger pe stradă. Giacomo, tati. Oprește. Hai să ne băgăm în seamă cu... Bă, oprește-te, mă. Bă, trebuie să-l opresc pe ăsta. Că ăsta e nebun. E nervos, dar nu înțeleg de ce. Actions. Form group. Nu știu ce înseamnă asta, dar am făcut un grup acum. Ce-ar putea să însemne asta? Stai că se întoarce acum, după jumătate de oră și-a dat seama că vrea să certe cu ea. Unde se duce? Bă, da, ăsta mai ale... Cât poate să alerge un Sims fără să obosească? Giacomo, animalule, tu trebuia să gâfui de... Fii atent că se întoarce la Gina. Se întoarce la Gina, a obosit. De ce s-a schimbat, guys? De ce și-a luat... Mamă, da... Aia e fustă? Sau mi se pare... Sau e pur și simplu el e gras? Și așa pare că are fustă. Giacomo, hai să ne luăm de oameni pe stradă. Random. Bă, Gina e flirty. Giacomo, tati. Ne luăm de ăștia și după aia mergem să... Să ginuim. Ăla e un lilia? Nu e un fluter. Hai să-i zicem... Că e prost. Zi la Brian că e prost. Bă, eu am făcut un grup cu Ryan. Nu voiam. Mai insultă-l odată. Zic că ce cu fața aia? Uite ce cu fața aia? Urâtule. Așa, public enemy. Yo, m-a venit și Gina. Ce faci, fată? De ce veni aici? Hai, zi că... Cine poartă bluși verzi acum, sincer? Cred că am avut și o dată la viața mea. Era o perioadă mai neagră a vieții mele. Vă rog frumos să nu intrăm în detalii. Hai să-i mai zici... Bă, asta e flirty, mă! Flirt. Hai să flirtăm cu Gina, man. Ioi, ce bunăciune! Ioi, ce bunăciune! Hopa! Hai să ne dăm la ea! Friendly! Nu știu de ce ne-am oprit cu toții în mijlocul trotuarului. E super dubios ceea ce se întâmplă, dar... Nebunie, uită-te ce frumușeică! Ce bucățică! Flirt. Hai să flirtăm cu domnișoara de aici. Hai, și cu Gina, și cu asta deodată. Of, o să fie Gina oare nervoasă? Da. Liberty Lee, nebună. Hai să-i facem complimente. Nu, unde pleci? Liberty! Vine înapoi, fata! E flirty! Hai să zicem că ne place de ea, Liberty. Deci de când te-am văzut, mi s-a pus pata pe tine. Deci atât de mult aș vrea să te eliberez, cum au eliberat americanii tot Orientul Mijlociu. Le-au luat toată libertatea și le-au dat-o pe troll. Nu, invers era. Cum era? În fine, hai să nu vorbim despre asta. E o glumă nevinovată, de ce o luăm prea în serios? Ce romance. Pick-up line. Hai să fim flirty cu ea. Uităm de Gina acum. Asta e embarrassed. Și asta e flirty. Bă, dar cum vin femeile la mine ca la muște. Nu, ca muștele la Giacomo. În fine, Liberty. Hai să... Romance. Ask if single. Liberty. Nebună. Ești singură? E singură, guys. E singură. O zis... Harpy.
E bine dacă e singură. Romance. Compliment appearance. Hai că Gina, știți cum facem, guys? Pe Gina o luăm ca nevastă, să ne facă ea 7 copii, să fie de felul nostru, de soiul nostru, să nu ieșim afară din neam, cum s-ar zice. Dar pe astea le luăm de femei, femei, adică gen ca să romance. Ask on a date. Ia să vedem, am emoții. O să zic că da? Eu n-am mașină, n-am. Dar îmi cumpăr un BMW de la din 98, dacă vreți. 800 de euro și te scuși la întâlnire. Bă! Vrea să mergem la întâlnire. Unde să mergem? Guys, hai în parc. Mergem la întâlnire cu Liberty. Bă, sper că nu vin toți ăștia. Sper că-s numai eu cu ea. Cine e asta? Guys, cine e asta? Asta e tot aia? E tot aia, mă. Dar de ce nu mai e în rochia aia bunoacă? Mi-e și rău. Liberty, nebună, vreau să te... Ok, kiss hands, hai să-i pupăm și mâinile la astea. Practic, noi luăm microbii de la una și dăm la toată lumea. Hai să-i oferim un masaj, guys. Hai să ne așezăm. Sit together. Hai, Liberty, hai cu Giacomo acolo. Ai. Îți arată ăsta tohazul lui sau ce termen se mai folosesc în limbajul, știți voi. Liberty, nebună, haide! Ce-ți mai place ție de Giacomo? Whisper, sweet nothings. Trebuie să-i dăm, oferim un masaj. More choices, romance. Confess attraction. Yes, și we give masaj. Da, da, hai să-i facem masaj la nebună. Da, cine poartă, mă, pantalon de aia galben dubeuș la prima întâlnire? Fii atent că îi face masaj nebună. Oh, yes. Ia să vedem. Snuggle. Hai să o sărutăm. Oare îl sărută pe Giacomo? O să-l sărute pe Giacomo, guys. Nu s-au sărutat. De ce nu se sărută? Ce fac? Ce e asta? Ce a fost? Băi, pupați-vă, bă. First kiss, hai. A, nu a fost blow a kiss ăsta. Ăsta first kiss, e acum? Opa. Se întâmplă? O, nebunie. S-au pupat! Gina e istorie! Da, o combinăm și pe Gina la un moment dat. Vai! Ask to be girlfriend. Poți să ai mai multe iubite? Eu sper că da, că dacă nu poți să ai mai multe iubite în jocul ăsta e degeaba. Adică... A zis da! Bun! S-au făcut selfie! Te duc în Dubai, fă! Te duc în Dubai, nebună! Cine s-ar fi gândit? Las că pe Gina o punem șef acolo la nightclub în Italia, nu-i problemă. Bă, dar asta vrea să... Bă, da, e totuși dubioasă cu chestia, adică era... Când era în rochie, era bună acolo pe stradă când am agățat-o. Dar așa... Ai un compassionate kiss. Ia să vedem ce se întâmplă când... Trebuie să ducă gunoiul, se referă la mine, că sunt ca un gunoi sau ce? Nu. Opa! Nu pot să cred că n-a fost camera bine situată! Ioi, ce nebun sunteți, mă, saturați-vă, mă! Hold hands! Hai să ne plimbăm de mână. Băi, să sperăm că nu ne găsește Gina aici în parc, guys. Tell your date story. Propose. Flirt. More choices. Romance. Nu știu, hai să ne tot o dăm cu de-astea. Rupe, măi, Giacomo, rupe niște flori de aici. Hai, plimbați-vă.
Dă-i o palmă pe Stefan Dulac. Hai că tu ești de ăla. Ăsta ești tu, Giacomo. Ăsta ești tu, adică n-are nimeni așteptări mari de la tine din punctul ăsta de vedere. Îi trebuie bani. Nu vreau banii tăi, nu sunt pe interes. Ia zi, ia zi Liberty. Nebună, e pe bune. De ce ai vrea să umbli cu unul? Că, uite-te, mă. Uită-te, și asta e pasionată de mâncare. O să devii grasă, o să fii... Te faci cât Gina, fată. Deci exact cât Gina o să te faci. Bă, dar e dubios rău ăsta meu cu costumația asta de rocker. Eu nu prea îmi dau seama de ce change outfit. Ne putem schimba în asta? Chiar acum în timpul întâlnirii. Să mă vadă cum sunt cu adevărat. Ăsta-i, tati! Ăsta-i! Sexy pose. Ăsta-i, man. Ăsta-i ce trebuie. Yes. Romance. Blow a kiss. Nebunie. Liberty. Mălăbai. Îți place de Romeo? Fantastic. Ia zi, îți plac viermușii? Îți place să mergi la pescuit? Îți place să iei viermii din bălegar și să mergi la pescuit? Nebuno, te duc la pescuit pe baltă, îți bag guță în portbagaj, în mașină, boxă portabilă, te rup, Liberty. Nebuni, bă, dar nu cred, deci întâlnirea asta... Îi 10 din 10. Bun. Hai să-i dăm un trandafir. Rupe o floare de acolo din... ce-i plac trandafirii, mă, leu. N-ai cum să nu-ți placă trandafirii. Ce, trebuie să doarmă? Ok, hai să o cerem în căsătorie. Nu te curca. Bă, stai, că putem cere în căsătorie. Ești prost? Fii atent că mă și căsătoresc în episodul ăsta. Giacomo. Liberty. Vrei să fii piranda mea pe viața adevărat, să știe să faci 17 copii? A zis da. Da, fă, vreau să fiu piranda ta. Du-mă acasă. Rupe-mă, Giacomo. Bun. Dar n-am mai cerut odată în căsătorie. Dai, the nut right here, right now. Da, tati, nuntă. Hai, rapid. Dar ce facem? Giacomo și Liberty. M-a luat un pic valul. Pe bune, eu n-aveam în plan Liberty. Eu chiar aveam în plan cu Gina. Dar las că mergem la plan. Facem și cu Gina și cu Liberty și cu aialaltă cu ochelari. Împânzim lumea de copiii lui Giacomo. Vă zic, nu e problemă. După care mergem tot familionul, 7 soții, 15 creveți și 24 de copii. Mergem în Germania, facem treabă, deschidem un nightclub acolo în Frankfurt. Nebunie, vă zic. Actions. Bun. Oh, iai. E nunt acum, în timpul nunții nu putem să travel. Moving in together. Liberty. Te muți cu Romeo, nebună. Nu știu cine e asta, dar... e rău. Ceva swinger dubioși. Dăm și banii tăi. 9.000. Toți banii, veniți cu bani. Ia uzi, you can have your marriage moving together by using the split and merge button. Ok, actions. Eu nu știu cum putem să mergem acasă acum, pe bune. Nu, sunt amândoi obosiți, dar nu știu cum să mergem acasă. A, de fapt, stai, că până la urmă ce are dacă ne culcăm în mai e un pic din întâlnire. Are fantezii cu cătușe, nebuna! Voi vă dați seama că... te gândești la... Voi vă dați seama că la o singură întâlnire... Noi... Deci eu am găsit-o pe stradă pe asta și nici 20 de minute am dus-o la prima întâlnire, ne-am căsătorit în parc, guys! Ăștia iar vorbesc despre pești.
No, hai că se termină întâlnirea, mergem acasă și facem primul copil al lui Giacomo. O să se nume... Dar nici nu știu cum să-l numim. Nici nu știu cum să-l numim. Vezi? Vezi? Vreau un comentariu să-mi ziceți cum vreți să numim primul copil al lui Giacomo. Dar vreau niște nume ca lumea, nu ne bate în joc. Adică niște nume amuzante și mega bătaie de joc. Date complete. Gata, tati. Hai acasă. Hai acasă. În care mi casa? Asta mi casa. Travel with... Hai să mergem cu toate femeile acasă, că până la urmă, despre ce vorbim? Fat, ne batem joc! Ne batem joc, măi, oameni buni! Ca ce să mai... Hai, femeile mele! Trebuie să mă căsătoresc cu fiecare în parte, dacă e până acolo. Bun. Hai să... Unde am patul? Woohoo! Try for baby with liberty. Deci... Gina merge, probabil o scapă la baie, că asta e cu salatele. Astea două au intrat în casă, merg la șamineu. Haideți nebunelor, că e cu plata aici, să știți. Bun, deci ele două stau și... Nici măcar perete n-avem, nu? Asta o să fie interesant, guys. Fii atent, că ăștia doi o să facă copil. Aia se uită de pe canapie, eu refuz să cred așa ceva. Nice. Fii atent că uhu pentru prima dată. Gina nici nu se poate uita, ba, se uită, asta la altă se uită. Jewel. Asta e bijuteria, Diamanta o cheamă. Gina, Diamanta și Libertadores Americana. Iai, o fie. Nu știu dacă vă dați seama, toate chestiile astea s-au întâmplat în aceeași zi. Nu mai aveți? Adevărul e că Giacomo o băga dragonul, ia dacă mă înțelegi ce, pe, nu știu ce-a fost aia, n-am înțeles. Dar nu a rămas însărcinată. Guys, nu a rămas însărcinată. Nu se poate. Hai să facem uhu cu asta atunci. Romance. Cu cineva trebuie să... Nooo, era prea obosit Giacomo a meu și n-a putut să facă copii. Dar poate data viitoare. Ciudat este că în această casă au rămas doar celelalte două amante din viața lui Giacomo. Gina și Diamanta, pentru că nu știu unde e Liberty. Bă, a dispărut Liberty. Încă suntem căsătoriți? Unde e asta? A, merge să-și bea cafea. No. Guys. Voi vedeți seama că eu mă pot da la asta de față cu asta la altă. Cât de nesimțit pot să fiu? Oare vine? Oare o să fie geloasă? Oare ce lucruri se vor mai întâmpla în episodul viitor, guys? Oameni buni, Gina eu cred că este un pic geloasă pentru că de față cu ea și cu Diamanta în casă am îndrăznit să încerc să fac un copil cu Liberty, dar din păcate nu s-a putut pentru că eram mult prea obosit. Dar poate în episodul următor vom reuși să facem un copil. Cu cine credeți că o să facem prima dată primul copil? Cu Liberty, cu Gina Faraona sau cu Diamanta? Ziceți, vreau neapărat să văd în comentarii. Vreau neapărat să ne adunăm, bă, măcar 1000 de like-uri la episodul ăsta și ne vedem în episodul următor după aceea. Și vreau tot felul de sugestii de nume pentru copilul, pentru primul copil al lui Giacomo, primul din cei 100 pe care trebuie să-i facem în sezonul ăsta. Gata, oameni buni, vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la episodul ăsta. Nu uitați de like, de share, de subscribe și pe bune. Că este nevoie ca să se întâmple chestii. Ce fac ăștia? Ăsta s-a pus acolo. Ăsta doarme. Asta e... Nu știu cine e asta la altă. Nu știu cine e asta. În fine, ne vedem în episoadele următoare. Vă pup, guys. Aveți grijă de voi. Numai bine!